Ziua cinzecimii era tot împreună în aceeași loc. Deodată a venit din cer un sunet ca a bujuit un iubor puternic și a umplut toate casele unde ședeau ei. Niște mica de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le da Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim, iudei, oameni cu cernici de toate neamurile care sunt sub cer. Când s-au auzit sunetul acela, mulțimea sa adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare i-a auzit vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții, toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni, cum dar i-a auzit vorbind fiecăruia din noi în limba lui? În limba noastră care ne-au născut, farți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeia, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi, i-auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții, ce vrea să zic aceasta. Dar alții își băteau joc și ziceau, sunt plin de mus. Atunci, Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis, bărbați iudei și voi toți cei care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu se îndeți că vă închipuiți voi. Că și nu este decât a trăi această zi, ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel. În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Da, chiar și peste robii mei și peste robele mele, vă tocna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Vei face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ. Sânge, foc și învârtej de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare și strălucită. Atunci, oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Bărbați izraeliți, ascultați cuvintele acestea. Iisus din Nazaret, om adevărat de Dumnezeu, înaintea voastră, prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu, prin el, în mijlocul vostru, după cum bine știți, pe omul acesta dat în primile voastre, după sfatul hotărât și după știința mea dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât și prin mâna celor fără de lege. Dar Dumnezeu l-a înviat, dezlegând legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Căci David zice despre el, eu aveam totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că el este la dreapta mea ca să nu mă clatin. De aceea mi se bucură inima și mi se înveselește limba, chiar și trupul mi se va odihni în nădejde. Căci nu vei lăsa sufletul în locuința morților și nu vei îngădui ca Sfântul Tău să vadă cu trei zile. Mi-ai făcut cunoscut căile vieții și mă vei umple de bucurie cu starea ta de față. Despre patriarhul David, să-mi fie îngăduit, fraților, să vă spun fără să fie alăt că a murit și a fost îngropat și mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi. Fiindcă David era proroc și știa că Dumnezeu făgăduise cu jurământ, că va ridica pe unul din urmașii săi cu scaunul lui de domnie, despre învierea lui Hristos s-a prorocit și a vorbit el când a zis că sufletul lui va fi lăsat în fața morților și trupul lui va vedea cu trezire. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martorii lui. Și acum, odată ce s-a înălțat, dreapta lui Dumnezeu și-a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Căci David nu s-a sfânt în ceruri, ci el singur zice, Domnul a zis Domnului meu, ce este la dreapta mea până ce voi pune pe rășmașii tăi sub picioarele tale.
Să știe bine, deci toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. După ce au auzit aceste cuvinte, ea a rămas trăpușă în inimă. Și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos pentru iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeu nostru. Și cu multe alte cuvinte, nostru Isia îndemna și zicea, întâiți-vă de mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovădirea lui au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Este Ioan, învățătura apostolilor și în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau barbe și averile și banii împărțau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la casa Domnului în fiecare zi, frângeau prin acasă și luau hrana cu bucurie și curăție din inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Amin. Amin.